ai subliniat faptul că Raluca este urâtă? Din punctul meu de vedere este urâtă, din punctul de vedere al lui Ricardo este cea mai frumoasă. Dacă ai pleca, într-adevăr, nu te-ai putea abține? Mi-aș dori tot sufletul să îmi fie gândul numai la Raluca. Sentimentele lui față de Raluca nu sunt atât de puternice. I-a spus lui None, mi-e dor de tine, aș vrea să intri în casă și când ne vedem, chiar dacă nu vrei, te pup forțat. Andreea, vrei să aduc eu conversația? Fix așa. Aduc conversația, Simina. Mm-hmm. Nu citesc. Să înțeleg că tu de asta te-ai despărțit de Simina sau ea de tine sau unul de altul din cauza acestor mesaje pe care ea și le dădea cu None? Da. Acum nu mai stăți împreună, e cu mine și punct, atât. Eu consider că tu mai ai sentimente față de ea. De ce mă căutai, Adrian? Să-ți arăt niște dovezi. Vrei ea 2000 de euro? Da. Roxana a filmat ceva? Da. Pe mine și pe Ricardo. Cine este pentru descalificarea acestor doi oameni? Mâna sus. Sunteți voi în filmarea Roxanei? Nu cum am zis pe mine față, mă băiatule! Cum am zis ce tupeu ai, mă băiatule, nu mai pot de nervi! Vrei să fim descalificați noi? Da. Bună ziua! Bună ziua! Ați ținut post, v-ați povedit, v-ați împărtășit, ați terminat cu cearta, cu scandalul. Astăzi, cred da. Că da. Astăzi, da. Am certat ieri. V-ați certat ieri și astăzi vreți liniște și pace. Da, și da. Mine o luăm de la capăt. Omule cu golubul, mă, mișco. Hai să-mi facem câte un drum, mă, că și caii mei sunt buni, mă, dar sunt obosiți de drum, mă, că și caii mei sunt buni, mă, dar sunt obosiți de drum. Hai, nu cunoști tipa asta, mă chinui degeaba că nu băi, trebuie să mă mai ceva de, în engleză ce cântai cu dragoste. Vreau să dau așa de zidare. Arată-ți talentul, hai, vreau hai, să te văd. Tu cânti. Hai, cânt să legem. Da. Adrian în premieră. Adrian pentru Larisa. Nu melodie e grea, mă, din suflet. De când sunt eu în această casă, cred că acesta a fost cel mai frumos moment pe care l-am avut în casa Puterea Dragostei. Mi-ar plăcea să existe mult mai multe momente frumoase de acest gen, pentru că cât de încărcat emoțional am fost și cât de stresat am fost, parcă în momentul ăla m-a descărcat așa, m-am simțit mult mai bine. Pentru că, în general, pe mine pianul mă liniștește și a fost la fix. Îi mulțumesc lui Jador și lui Adrian pentru că au fost aici. Da, mă, da, stai. Hai, Adrian. Hai că mă lua nevasta la dansa. Da, trebuie să mă ajute și pe mine cineva. Felicitări, da. Foarte frumos. Să fiu, eu n-am cântat deloc, am acompaniat pe băieți. Gata. Foarte frumos. Da, nu mă mai joc, mă da. Supăr. Ei. Mă ce? Supăr. Ia pianul și dar ce vrei? Vrea să-i fac o dedicație iubitei lui. Nu, hai să faci după aceea. Am și eu două materiale, trei, vai. Scurte, la obiect. Le comentați, scăpați de mine și apoi vă distrați. La română. Și bine. Dacă fetele nu mai greșesc, poate se deschid și ușile. Super, super. Bun. Vedem un material? Da. Haideți. Continuă, Simina, ce din brațe? Sunt curioasă, n-am chef și de tine. Păi atâta timp, n-am eu chef de tine, fato. Atâta timp cât faci niște
ține fondată, du-le până la capăt. Du-le până la capăt. Dacă tu ești crescută bine, du-le până la capăt. Lasă că ești tu crescută bine. Du-le până la capăt. Mă cheamă Simina, nu fui fată. Du-le până la capăt. Ia pe mama, du-le până la capăt. Nu știu cine s-a sărutat cu cine pe aici prin competiție, cu da? Cine m-a cu cine s-a pupat sub pupac? Ia zi doi tu, băieți? Ai fost tu aici, și, ai fost aici? Da, nu, dar eu am fost aici. Dar acum atât de ce te vorbești mai lucru? Da, ce e? Dar am auzit în spate că nu se mai bagă pentru tine, de asta te bagi acum. Dar mă interesează oricum, nu mai stau aici, Larisa, stai liniștită. Doamne, care ferești. Problema dacă auzit în spate că nu se mai bagă Simina pentru Raluca și ce a zis? Bă, să mă bag pentru ea, înțelegi? Și pentru cine? Și care e problema dacă vrea? Dar ce bagă? Stai, atâta timp cât mă vorbești la date. Cât mă vorbești la date? Dar nu te vorbesc la date. Fata, dar Larisa, mă vorbești la date în afara date-ului, mai vorbit. În afara date-ului. Ce-am zis? Ai zis, i-ai spus lui Ricardo cum poate sta cu o fată. Gen, ai bătut apropo că eu nu sunt frumoasă. Ai grijă ce vorbim. Dar cu ce te bagi? Dar cum tu te bagi și eu ea se bagi? Ce ai spus? Ce ai spus? Stai puțin, ce am zis eu lui Ricardo? Păi uite, de ce ai spus? Că ea are alt la ea de femei și că lui plac femeile frumoase. Păi dar el a spus mai fata asta. Și asta ce înseamnă? Că eu sunt urâtă? El a spus asta, că îi place viața. El a spus că dacă se duce în elei o să te înșele. El a spus asta. Nu cred. Dar nu crede, da, nu cred. Crede și nu cerceta. Nu cred. Nu crede absolut. Nu cred. Eu zic ce a spus el. Îți spun eu că nu cred. Am spus eu mare. Eu că Raluca este urâtă? Ai spus că lui plac femeile frumoase. Am spus eu că Raluca este urâtă? Ai spus că lui plac femeile așa frumoase. Este. Și am spus, pentru că ție îți place viața și că ție îți plac femeile frumoase, tu nu ai să reziști în relație cu Raluca. Punct. Și pentru că familia nu este primul loc la tine. Baia, baba, cum o cheamă? Și el a zis... Și am zis, nu trebuie să-mi zici nici da, nici nu, pentru că știi foarte bine că este adevărat. Și a zis, ce vrei mai mult de atât? Bine. Na. Și ce vezi în viitor despre mine? Cam ce vezi? Dacă tu vezi în viitorul ei, spune-ne viitorul la toată. Nu interesează viitorul tău. Păi văd că nu interesează, deci bagă ea în seamă la toată lumea. Și voi vă bucați. Nici măcar nu să mai meargă în America, țin să vă anunț. Bun, haideți că vă explic eu. Stai așa. Eu am zis primul să vorbesc. Nu, eu am zis primul să vorbesc. Nu mă interesează. Dacă vă explic eu cum a fost fata. Ei s-au băgat cu mine în seamă la date. Ei, să vă zic că ne-a băgat în seamă cu tine în seamă. Eu nici măcar. De ce o dai așa prost acum? De ce o dai prost? S-au băgat cu mine în seamă. De ce o dai, mă, prost? Păi așa e adevărul. Păi nu e așa adevărul. S-au băgat cu mine în seamă, nici măcar nu i-am băgat în seamă. Nici mi-am dat cu părerea despre relația lor, că nu mă interesează. Dar nu ne-am dat cu părerea despre relația ta, frate. Bă, voi v-ați băgat cu mine în seamă, frate. Ați încercat să vă dați râcă și da, măi, suntem trei persoane care s-au băgat cu Ricardo în da, seamă. Da, asta faceți mereu. Da, era la de și da, trebuia măi, să te băgăm în seamă, vrei să te minți? Asta a făcut mereu, ați încercat voi să faceți, să pară. Aolo, stai că am uitat, scuză-mă, primul care m-a băgat în seamă a fost Ricardo când mi-a spus să-i fac poze. Da, da, așa a, este. Lasă-mă, a, pe mă, ești cu dastea proaste, discuția a venit în felul următor. Ce treabă a fost venit dinainte de discuție? Lasă-mă, frate, te bagi în seamă cu mine, discuția a fost în felul următor, da? Era la masă. Nu, bă, lasă-mă, bă! Era la masă și a venit vorba de plecarea lui Ricardo în America și nici o să muncească el, da? Și îmi scoteau vorbe din gură. Și Ricardo a zis în felul următor, că dacă s-ar duce în el, în LA, așa, bă, frate, este LA. Nu voi putea să rezist dacă voi sta acolo 4 luni. Și de asta prefer să nu mă duc. Știu că asta a zis că prefer să nu mă duc, da, decât să fac altceva. Nu i-a băgat noi vorbe. Eu am spus că poate va mai pleci la mea, că am spus că nu mai plec. De ce nu mai pleci? Că e șansa ta, că nu știu ce. Păi da, asta a zis, doar vreau să rămână discuția, că nu mai plec. Nu de ce plec, de ce nu plec. Și înainte să se dea drumul la cameră, toată lumea râdea, zâmbea, da, era fericită, după care s-a dat drumul la cameră. Haideți să fim serioși, hai să ne certăm. Nu, că am ținut la masă când am mâncat. Ori suntem așa, tot timpul, ori nu mai suntem. Și toată lumea, păi și ce ai fi vrut să fac, să plâng? Ce vrei să zici? Nu, să fii natural. Păi și ce? Nu sunt natural și acum, vă punește râsul. Ce vrei, să stau să fiu supărat că am fost la date? Asta a fost situația, a trebuit să vin. Ce, să stau supărat? Dar nu, nu, nu. Și în fața cameră, dacă ne uităm la materialul, când o să fie materialul de la date, o să se vadă clar că eu nu eram supărat. Asta a fost situația, m-am compromis, am stat, m-am discutat cu voi. Voi ați încercat să băgați râcă pe acolo un pic. Dar nu-i treaba mea. Ce râcă? Dar am făcut cate în comun, n-am băgat niciodată. Asta zic, asta zic, că asta ziceam. Nu că am și...
a avut dreptate la Luca ce a zis. Fix asta ai vrut tu să dai de înțeles și după date, când a zis Adrian că îți plac femeile frumoase când nu le iubești sau nu, n-a zis asta. Nu, nici măcar nu. Hai să vă zic eu cum a zis, da? Dacă nici nu am fost. A zis, da? Cum era venise vorba de femei frumoase. Așa, zic cum și am zis că poți spune unei femei că este frumoasă așa, așa, fără așa să o iubești. A, exact. Dar poți spune unei femei că este frumoasă doar pentru că o iubești. A, doar pentru că o iubești. Asta a fost legătura lui. Da, și ce te-ai supărat atât de tare? A făcut o afirmație. Da, păi, ți-am bat apropuri din astea. Băi, dacă tu zici că ți-am bătut apropuri, iartă-mă, frate, nu mă gândesc. Da, adică, dar nu... orice spune ție lumea... Dar nu mă deranjează pe mine. Dacă asta venea Nostradamus păi, în fața ta și spunea... Nu, pe mine nu mă deranjează pe moment. Nu mă deranjează, am spus lor, Luca, ce ați făcut voi? Pe moment nu, mai încolo, da. Adrian. Adrian? La ce vă referiți? Poți să-i spui unei femei că este frumoasă? Adrian. Ce înțelegeți? Ai făcut referire la Raluca, Adrian? Nu, n-am făcut referire la Raluca. Venise vorba de femeile frumoase din LA. Da, vorbeam generalități despre femei, despre party, despre faptul venise că... Venise vorba de cluburi și de femeile din LA și ce poți face pe acolo dacă ești într-o relație. Apoi ai subliniat faptul că Raluca este urâtă? Nu. Cu subiect și predicat? Nu. N-am zis nicio secundă, Raluca este la material, nu ai spus că Raluca este urâtă? Nici acum. Poftim? Acum. Când? Acum când te uitai la material. Păi da, acum am zis că m-am enervat. Ce ai spus? Că e urâtă. Pe cine a fost și iubită? Deci e urâtă sau frumoasă până la urmă? Din punctul meu de vedere este urâtă. Din punctul de vedere al lui Ricardo este cea mai frumoasă. Păi stai, că era cu tine, nu mai era frumoasă. Păi și când erai cu el, nu mai era frumoasă. Bă, am și zis, bă, oameni bucă, n-am stat cu ea pentru fizic. Vrăjeala, lasă-ne, bă, cu ăstea. Dar de ce le întrebăm noi pe el? Serios, lasă-ne cu vrăjeala asta, pe bune. N-a zis pentru că el a comentat, Ricardo. Și zic că ți-a plăcut. Nu lăsă vrăjeala asta. No, da, el a făcut această afirmație. Da. Păi și cum vine asta? Era frumoasă, dar tu asta ai spus, Ricardo? Ce? Dacă mergi în America, nu poți să stai 4 luni fără să o înșeli? Nu, a fost discuția altfel, că prefer să nu plec. Pentru că nu te poți abține. Păi da, e același lucru, ce nu doar că i-ai spus altfel. I-a spus lui None, mi-e dor de tine, aș vrea să intri în casă și când ne vedem, chiar dacă nu vrei, te pup forțat. Andreea, vrei să aduc eu conversația? Fix așa. Aduc conversația, Simina. Mm-hmm. Nu citesc. Să înțeleg că tu de asta te-ai despărțit de Simina sau ea de tine sau unul de altul din cauza acestor mesaje pe care ea și le dădea cu None? Da. Acum nu mai sunteți împreună, e cu mine și punct, atât. Eu consider că tu mai ai sentimente față de ea. De ce mă căutai, Adrian? Să-ți arăt niște dovezi. Vrei a 2000 de euro? Da. Roxana a filmat ceva? Da. Pe mine și pe Ricardo. Cine este pentru descalificarea acestor doi oameni? Mâna sus. Sunteți voi în filmarea Roxanei? Vrei să fim descalificați noi? Da.